Dar sportul util este tot ceea ce facem benefic pentru cineva sau pentru noi înșine. Dragii mei prieteni, în seara asta o să intrăm în tainele viciilor și în ceea ce înseamnă aceste malformații comportamentale. Viciile sunt și multe altele, cele mai cunoscute pe care le cunoașteți și la cei din jurul vostru sunt zaharurile sau dulciurile și după aia alcoolul și fumatul este printre primele. Cât timp omul nu se putea opri din ceva care îi făcea plăcere și vrea și mai multă plăcere, dependența se crea și apărea vici. Atașamentul de acest moment devine dependență. Sau intervine dependența. Pentru că îmi place să mă simt așa. Îmi place starea pe care o am. Mirosul este cel care ghidează pe om să fumeze. De exemplu, când miroșea cafea, care e impulsul? Păi ce aș bea niște lapte. Te duci la espresor, dai drumul, apeși butonul și deodată miroase a cafea. Deci mirosurile conduc impulsurile, conduc instinctele, conduce dopamina să se renască. În clipa în care eu renunț la ceea ce spun că fac, scade în mine încrederea. Anturajul este cel mai frecvent mod de a ne reapuca de vicii. El este fondat pe plăcerile de a-i vedea pe ceilalți că se simt bine și ne bucurăm pentru ceilalți și, ai frate, că mă simt și eu bine cu tine. Mai merge o țigare. Mulțumesc foarte mult, prieteni, și să ne îmbrățișăm ideile spre mai mare beneficii pentru lumea asta.